Bună, dragii mei, sunt Codrina Oana și astăzi revin cu un nou video pentru a vă aduce mai multe informații despre această perioadă până la sfârșitul lunii, această jumătate, a doua jumătate a lunii aprilie. Am intrat puțin în conștiința colectivă și în momentul în care m-am conectat la ghizii mei, mi s-a arătat cuvântul îngrijorare. Cred că asta este tema acestei perioade pentru toată conștiința colectivă, deci pentru noi toți. Fiecare din noi avem tot felul de îngrijorări. Îngrijorări că nu ne ajung banii, îngrijorări că vine războiul, îngrijorări că ne îmbolnăvim, îngrijorări că nu o să ne putem cumpăra casă sau nu o să ne putem cumpăra mașină sau nu o să putem avea concediu anul acesta. Și din această cauză toți suntem pe un mental extraordinar de activ care ne dă tot felul de stări. Ceea ce vreau eu să vă spun astăzi este că dincolo de tot ceea ce se întâmplă energetic, care este pur și simplu fără precedent, n-a mai fost în istoria omenirii o perioadă atât de intensă și atât de plină de la o zi la alta, alte intensificări, alte furtuni solare, lună plină în ultima perioadă și nu numai... tot felul de activări ale codurilor noastre, deci descărcări de coduri luminoase pentru ca în următoarea perioadă foarte mulți dintre noi să fim, activați. Și din această cauză totul este dat peste cap, tot organismul nostru este dat peste cap. Sunt convinsă că nu dormiți sau sunteți foarte obosiți și că aveți stări din ce în ce mai intense decât aveați până acum. Ceea ce vreau eu să vă atrag atenția este de fapt asupra acestui mental care este extraordinar de activ și care de fapt ne duce iarăși în acea energie masculină bolnavă, în acea energie de a face, de a nu avea timp, nu facem destul, nu suntem suficient de buni, nu apucăm să facem tot ceea ce ne-am propus, de ce suntem atât de obosiți, de ce nu reușim pentru că înainte reușeam să fim mult mai bine, de ce acum mă doare mai tare spatele sau inima sau capul. Totul este foarte accelerat, iar noi suntem într-un proces de gândire continuă, care de fapt ne anihilează creativitatea, ne pur și simplu duce în cealaltă parte a creativității, la polul opus inimii, la polul opus simțirii. Și este imposibil să avansăm în această perioadă și să ne fie bine, pentru că, așa cum v-am spus, anul acesta este despre energia feminină, este despre a simți, este despre asta, este despre a crea și de a trage pur și simplu simțind prin creativitatea voastră tot ce este bun către voi. Am să vă încerc, ca de obicei, să vă dau cât mai multe exemple ca să înțelegeți, pentru că am avut legat de video cu energia feminină, am avut chiar mai multe paciente de-a mele care sunt extraordinar de evoluate și care au spus, nu, noi a trebuit să ne uităm de 3 ori să înțelegem. Așa că am hotărât astăzi, vorbind iarăși, vrând nevrând, despre aceste îngrijorări care reprezintă, de fapt, energia masculină bolnavă, da? Deci o energie masculină care trebuie liniștită, trebuie calmată, trebuie însănătoșită.
Așadar, am hotărât că vă voi da foarte multe exemple ca să înțelegeți. Deci, în momentul în care noi suntem în mental și avem tot felul de îngrijorări și tot felul de planuri, planuri care constau în a face, asta înseamnă o energie masculină foarte dură și foarte, foarte activă și, bineînțeles, o energie masculină bolnavă. Ea trebuie să fie echilibrată cu femininul, dar pentru ca femininul să poată să-și exprime creativitatea, pentru ca femininul să poată să răsară, este în primul rând nevoie să vindecăm acest masculin bolnav. Eu însumi zilele acestea, având foarte multe planuri, foarte mulți pacienți, și pe această cale le mulțumesc tuturor celor care au hotărât să lucreze cu mine, am intrat într-o acea energie masculină de a face, de a nu termina, de a nu apuca, încât de câteva zile am realizat că de fapt sunt într-o stare de neliniște cumplită, într-o stare cu dureri de cap, și am să vă explic imediat. Am avut dureri de cap pe partea stângă și, bineînțeles, o epuizare cumplită. Acum, sigur că o parte din aceste simptome se datorează tuturor furtunilor solare care se întâmplă acum, ascensiunii, procesului de ascensiune. Dar dacă durează foarte mult și sunt foarte deranjante, ăsta este semnal că voi nu sunteți în echilibru. Deci, nici eu nu eram în echilibru. Intrasem într-o fază în care nu mai știam cum să le fac, cum să apuc tot și să mulțumesc pe toată lumea, inclusiv să mulțumesc familia. Și ăsta este rezultatul. Asta este o parte a problemei. De altă parte, foarte mulți pacienți de-ai mei îmi scriu că le este foarte rău în această perioadă, fiecare cu simptomele lui. Unii cu dureri de inimă destul de mari, alții cu dureri lombare foarte mari, alții cu dureri de cap, alții cu dureri de picioare. Ceea ce vreau eu să vă rog să urmăriți în această perioadă este unde aveți durerile cele mai mari în corp, da? Și acum am să vă povestesc un pic de mine. Deci eu eram într-o grabă de a rezolva și, ca să zic așa, într-o nebunie de a le apuca pe toate pentru aceste sărbători și de a face tot ce trebuie, încât mi-a apărut această stare cumplită de neliniște, dureri pe partea dreaptă, dar și dureri de cap pe partea stângă. A trebuit să stau la un moment dat, să mă curăț, să văd că de fapt nu este vorba despre curățiri. M-am uitat dacă am luat ceva din conștiința colectivă, da, și am încercat iarăși să mă curăț, n-a fost asta, și într-un târziu am înțeles că de fapt eu sunt toată pe mental și că masculinul meu încă nu este vindecat, da? Sunt în acea fază de a face, de a acționa, de a ajuta pe toți și pe toată lumea, ceea ce nu este ok. Ce s-a întâmplat atunci? Au început durerile de cap pe partea stângă. Partea stângă, așa cum v-am mai spus, este femininul, este partea feminină. Tot ceea ce ține de partea stângă sunt probleme pe care le aveți cu partea feminină, cu mama voastră, cu soția voastră, cu sora voastră. Ce s-a întâmplat la mine, ca să vă traduc, a fost de fapt acea energie masculină care, fiind rănită, nu dădea voie creativității să se manifeste. Și atunci pentru mine au apărut durerile de cap pe partea stângă, în care de fapt energia feminină îmi spunea: nu sunt lăsată din nou să
să creez, nu sunt lăsată să simt, nu sunt lăsată să fiu liniștită. Da? Și atunci am înțeles, m-am conectat cu ghizii mei, întrebându-i, bineînțeles, ce se întâmplă în această perioadă pentru a vă informa și pe voi. Și mi-au apărut acele cuvinte, îngrijorare și cu acea stare de a fi permanent în criză de timp, de a fi permanent în acțiune. Și atunci am înțeles că de fapt și eu fac parte din această problema a perioadei. Și vin acum și vă spun, dacă voi aveți dureri de spate foarte mari în această perioadă, asta semnifică două lucruri și semnifică de fapt tot masculin rănit. Este un ego foarte, foarte ridicat la care trebuie să lucrați, da? Și de obicei cei care aveți aceste... Și aici vorbesc doar de zona lombară, da? Zona aceasta sunt dureri, sunteți nesusținuți emoțional. Zona lombară sunt dureri, sunt poveri financiare pe care le duceți singur sau le-ați dus de-a lungul anilor și dacă stați să vă uitați, veți vedea că, de fapt, voi ați dus tot greul familiei voastre, inclusiv că sunteți bărbați sau sunteți femeie, da? Dar asta mai înseamnă și un ego foarte accentuat și ego foarte accentuat ține iarăși de mental și de masculinitate care nu este în echilibru cu feminitatea. Legat de cei care au dureri de cap, care au migrene, la fel, deci poate fi pe partea dreaptă, asta însemnând o problemă pe partea dreaptă, da? Dar poate fi și acel semnal, cum a fost la mine, că de fapt sunt mult prea mult pe mental și nu mai dau voie ghizilor și nu mai dau voie creativității mele să se manifeste. De aceea, la fel, cei cu dureri de inimă, gândiți-vă de ce vă este frică. De ce vă este teamă și nu vă lăsați iubiți? Ce anume ați avut în copilăria voastră, ce traume ați avut? Ce probleme ați avut cu părinții voștri, cu familia voastră, în așa fel încât voi v-ați închis inima, iar acum vă este frică să iubiți, vă este frică să vă deschideți, vă este frică să recunoașteți că meritați tot ce este bun în viața asta, că meritați iubirea lui Dumnezeu, că sunteți vrednici de iubirea lui Dumnezeu, că sunteți vrednici de iubirea partenerului și de o viață mai bună. Vedeți ce anume din aceste lucruri sunt la voi cei care aveți dureri de inimă, da? La fel, foarte mulți mi-au spus de dureri de coloană cervicală. Aceste dureri de coloană cervicală înseamnă, pe lângă faptul că a revenit acea activare, a chakrei Alta Maior, deci cea care este aici și care până acum n-a fost activată, la unii au început de astă vară, știți că eu vă mai spuneam de astă vară, de această chakră, dar la unii dintre voi se activează acum și au dureri cervicale. Dar legat de asta este și o inflexibilitate în gânduri, în ceea ce faceți, în toate acțiunile voastre de zi cu zi. Și toate acestea trebuie să le recunoașteți, să le conștientizați, să le eliberați și să le vindecați. Fie că le vindecați dacă știți singuri, dacă nu, încă o dată vă spun, acesta este momentul să începeți să lucrați cu cineva pentru că veți fi ajutați enorm, stările voastre se vor îmbunătăți foarte rapid, viața voastră se va îmbunătăți rapid și veți fi ajutați mult mai mult să aveți conștientizări mult mai rapide și mult mai ușoare. Într-un fel am lucrat eu în vechea energie acum 10 ani când am început trezirea mea spirituală și de una singură.
și altfel lucrează pacienții mei cu mine sau cu oricine alegeți să lucrați. Totul se întâmplă mult mai ușor, mult mai lin și cu rezultate, cu rezultate în viața voastră de zi cu zi. Veți simți în starea voastră de sănătate, în starea voastră emoțională, că se întâmplă lucruri nemaipomenite. Mi se mai spune de asemenea ca de aceste sărbători, în aceste sărbători ar fi foarte bine să stați mai mult cu voi, să mâncați mai ușor și să începeți să vă înțelegeți pe voi. Este anul și timpul marilor modificări. Luna mai va fi ca o furtună, dar nu vă spun mai multe de acum. Și este foarte important să faceți câțiva pași măcar în conștientizările voastre pentru a vă ușura viața și pentru a vă ușura destinul. Ca de obicei v-am obișnuit, cum vindecăm acest masculin rănit? Pur și simplu, prima metodă, meditații, iarăși sunt ca o bandă care tot vorbește. Da, mentalul, masculinul înseamnă mental, tot ce este pe mental este masculin, este energie masculină. Deci, în primul rând, meditații ca să vă liniștiți mintea și nu contează cât de mult vă liniștiți în momentul în care lucrați cu voi și faceți meditații și adormiți cu meditația, cu căștile în urechi și făcând meditație, veți vedea că mentalul vostru se liniștește. Veți avea o altă stare și mai puține gânduri și mai puțină stare de agitație, ceea ce e valabil și pentru mine în ultima vreme. Fac meditații mai mult pentru voi, pentru a vă ghida, decât pentru mine și ați văzut că s-a simțit și la mine, așa cum v-am povestit. Deci primul lucru, meditație. Al doilea lucru, curățiri permanente cu flacăra violet, da, cu Arhanghel Izachiel și Lady Amethyst. Aveți o meditație și la mine de curățire și de tăierea corzilor. Este foarte bună și este foarte puternică. Și al treilea lucru care este extraordinar de important și aș spune eu, atunci când nu aveți timp de meditație, atunci când nu aveți timp de alte lucruri, este minunat să vorbiți voi cu voi. Deci liniștiți-vă acel masculin rănit pur și simplu și veți vedea că funcționează. Voi știți că eu nu vă ofer niciodată informații pe care eu nu le practic și care la mine nu au funcționat. În momentul când vedeți că sunteți așa, luați-vă în brațe, faceți, strângeți-vă în brațe sau vă faceți un ușor masaj a mâinilor și vorbiți cu voi și spuneți-vă, totul este în regulă. Totul se întâmplă spre creșterea mea. Acestea sunt mantre pe care ar fi minunat. Eu le folosesc, nu știu, încercați să le folosiți și voi sau să vă faceți propriile voastre mantre și intrați și vorbiți cu voi până când vă liniștiți. O să vedeți preț de 10 minute să tot repetați aceste lucruri, dacă le repetați cu glas tare au un efect și mai puternic și pur și simplu vorbiți cu voi ca și cum ați vorbi cu un copilaș, da? Cu copilașul vostru și spuneți totul este în regulă, totul este spre binele meu cel mai înalt, liniștește-te, ai să faci față, ești iubit, ești într-un univers prietenos. Trăiești într-un univers prietenos. Nicio energie nu este mai puternică decât tine. Liniștește-te și relaxează-te. Totul se întâmplă spre binele tău cel mai înalt. V-am dat mai multe mantre, vă puteți alege una, două sau mai multe, dar continuați când intrați, când observați că intrați, sunteți pe mental și sunteți într-o
activitate foarte intensă, de a acționa, de a face, încercați să vorbiți cu voi și să potoliți acest ego, să potoliți mentalul și veți vedea că lucrurile se pot face cu mai multă liniște, dintr-o altă perspectivă, aceea a liniștii, a creativității și a încrederii că totul se întâmplă spre binele nostru cel mai înalt. Și vom avea timp să le facem pe toate și vom avea timp să ne bucurăm de toate dacă acceptăm că asta este perioada în care este mai important să simțim și să ne liniștim decât să facem și să adunăm. Eu sper totuși că voi avea timp să vă mai fac un video înainte de sărbători, dar dacă nu apuc, vă urez de pe acum sărbători fericite. Ca de obicei, aștept comentariile voastre. Cine vrea să înceapă să lucreze cu mine, mă găsiți pe adresa de mail ashtarlessonslegata@gmail.com. Răspund la toate întrebările voastre și încă o dată vă urez un Paște liniștit, cu multe conștientizări și cu o stare emoțională perfectă. Rămâneți cu bine!